frate, supărat pe secui. V-am spus adineaura, e defect. Da, pentru că totuși trebuie să fim academici și la subiect, băi, ne-am supărat pentru că ăștia vor autonomie cu orice preț. Sigur că da, în această țară democratică, unde și eu, mă rog, valez, vreau să vă spun că o autonomie pentru ei sau pentru noi sau pentru oricine altcineva se decide democratic în Parlamentul României. Asta e, la democrație, țară membra a Uniunii Europene și mai unde vreți dumneavoastră. Nu în casa reginilor de la Budapesta, Ungaria, acolo nu avem voie. Dragii mei însă, apropo de autonomie, că tot aud, ba că nu există secui, ba că nu e așa, cum să le dăm noi autonomie la ăștia? Păi, măi, oameni buni, ei au dreptul să ceară, noi avem dreptul cu toții să nu dăm. Dar nu vreți să vă arăt eu de ce cer ei asta? Hai mă să vă arăt, să știi ce vă treabă, măi, adevăraților. Ia dăm 2-2-3. Bă, ăsta-i tratatul de la Trianon. Ăla de le tot cerem noi, ungurilor. Bă, respectați Trianonul, respectați Trianonul. Bă, mă, veste proastă pentru voi, dragii mei, scumpii mei. Bă, noi nu prea respectăm Trianonul. Păi ce zice aici? Bun, trecem peste faptul că Trianonul mai e în vigoare. Da, a fost acum mormântat de mult. Avem alt tratat în vigoare acum. Da, aici în articolul 47 zice așa. România recunoaște și confirmă relația cu Ungaria. Păi români, România, mă, nu Papua Noua Guinee. Deci, recunoaște relația cu Ungaria, obligația ei de a accepta, atenție, întruchiparea într-un tratat cu principalele puteri aliate și asociate a unor astfel de prevederi, după cum se consideră necesar de către aceste puteri, pentru a proteja interesele locuitorilor în acel stat. What? Cum? E vorba de alt tratat? Care-i, mă, tratatul ăla? Ce spune ăștia la Trianon acolo, mă? Dați-mi 2, 3, 4. Aolo! Cum ăsta e? Dragii mei, acest domn pe care îl vedeți aici este vai da voievod. Pentru că mie nu-mi place să fiu singur pe lume și fiind trădător congenital, cum ar spune domnul Baconschi, m-am gândit să fiu într-o companie ilustră. Acest domn este vai da voievod. Este primul ministru al României care și-a pus semnătura pe tratatul minorităților de la 9 decembrie 1919, unde guess what, în articolul 11, fii atent ce blasfemie scrie. România este de acord să acorde comunităților de sași și secui. Cum? Există comunități de secui în România? Nu poți să crede, ăștia nu există. Local autonomy, autonomie locală. Aoleu, cum? Adică teritorială? Păi asta este crimă împotriva României. Cum? Vai da voievod a semnat așa ceva? Păi da, pentru că asta a fost condiția ca să primim Ardealul. Adică să dăm autonomie locală comunității de secui în ceea ce privește afacerile scolastice, religioase, bineînțeles, în România. Sub controlul statului român. Cum? Autonomie locală? Se folosește acest termen. Nu poți să... Dar ce e a comunitate? Că nu prea înțeleg aici. Băi, hai să vedem. Nu se poate. Nu pot să cred. Ia dă-mi 225, că nu știu... Aoleu, ce e asta? Curtea Permanentă de Justiție Internațională. Aoleu, Advisory Opinion, în 1930. Asta e cu comunitățile bulgare, unde dă Curtea Permanentă de Justiție Internațională definiția comunității, ca să vedem noi ce autonomie aveau secuii. Zice așa, comunitatea este un grup de persoane trăind într-o țară dată sau localitate având o rasă, în sens de origine etnică, religie. Cum? Deci comunitățile de secui, comunitatea de secui în România avea autonomie odată locală, că scrie foarte clar asta în tratatul minorităților, și fiind comunitate și etnică, deci și teritorială și etnică. Cum? A semnat un prim-ministru al guvernului? Nu pot să cred! Nu pot să cred! Dați-mi 5-6-2 să-i vedem pe trădători! Vreau să-i văd pe trădători. Vai da voievod, a semnat tratatul. Dumnealui, care avea exact aceeași opinie și se pronunța pentru drepturi colective pentru minorități, este Iuliu Maniu, făuritorul României Mari. Sigur, eu fiind un mic gândac, aș vrea să fiu în această companie ilustră. Dar nu-i așa, și trădătorii sunt pe categorii. Oamenii ăștia au fost frânți în închisorile comuniste. Noi am mai rămas ca să contemplăm ce? Un președinte, un șef de opoziție și o grămadă de oameni care doar că nu le-au luat beregata secuilor, că vreau să aibă și ei ceva la ce a îndreptățit istoria. Și apropo de povestea asta, dragii mei, dincolo de faptul că secuii ăștia, și vreau să le mulțumesc secuilor cu acest prilej, că n-au stat în genunchi niciodată, nici în fața regilor Ungariei, nici în fața împăraților Austriei, nici în fața țarilor și nici în fața sultanului. Că au rămas pe aceste pământuri pe care le-au apărat cu sacrificiu suprem și ne-au lăsat și ei, împreună cu ai noștri, giganții din epocă, o Românie. Au fost aici și vor fi aici. Și mă simt mult mai în siguranță cu ei aici decât cu mulți dintre conaționalii mei care au asemenea manifestări pe care Europa
le tratează cu dispreț, se întoarce cu spatele și râde. Și ca să vedeți unde erau secuii când se făcea România, păi da, n-am putea să continuăm și să luăm două minute din poveste? Eu zic că da. Eu zic că da, nu este și 26 de minute la mine acolo. Deci suntem bine. Și 27 ceva pe acolo, dar hai că facem treaba repede și după aceea ne mișcăm ok. Ca să le arătăm la români pe unde eram noi românii și ei secui într-o anume epocă istorică. Păi să începem cu Mihai Viteazu și cu bătălia de la Schellenberg din 1599, când Mihai Viteazu a făcut România aia mică în epocă. Să vedem pe unde erau secui atunci. Dați-mi și mie 64. Și nostru crocosar. Și nu e prima dată când batoriștii ne fac să ne mășim mâinile și onoarea. Greu blestem pe capetele noastre, de când ne supunem orbeștele statornicilor. Dumnezeu ne va pedepsi. Bietul Tom. Amară răsplată pentru cei 40 de ani trăiți cu arma în mână. Domnilor, aprob gestul vostru. Andrei Batori, ați pedepsit un trădător și un rebel. Mari actori români și ăsta e un film făcut de comuniști. Ca prelat însă știau istorie mai bine, mă rog, decât poeții de azi, păcatelor lui, care conduc națiunea. Absolvo-te pacatis tuis in extremis. Amen. Harta, domnilor. Linia întâia rămâne așa cum am hotărât. Baba Novac pe aripa stângă și Agaleca pe aripa dreaptă. Secuii rămân lângă mine. Secuii rămân lângă mine? Nu se urmește nimeni cu lăboncă. Cum, avea încredere în secuii mai mult decât în valaci? Ce? Doamne, te caută un popă papistaș. Îl căuta Sigismund Bathory, fostul principe. Ia să vedem. Sigismund! Frate, pentru Hristos, nu mă așteptam să mă primești altfel. Știam că o să râși, o să mă umilești. Intră în cort. Dacă te recunosc secuii, te taie. Secuii sunt la tine? 8.000. Dacă lucrării n-ai vrut să-i trimiți, acum au venit singuri. Secuii erau acolo, dragii mei. Hai să dăm puțin din 65 din luptă și facem după aceea pauză și l-amânăm pe Ștefan cel Mare. Cine pentru după. Dumnezeu? Hai să vedem cum a fost la Schellenberg. Într-un film mare, făcut de comuniști, despre români și biruințele noastre, atâtea cât au fost. Secuii au fost acolo. Iar Mihai le-a recunoscut toate libertățile. Tot ceea ce cer ei astăzi pentru autonomie le-a dat Hristov Mihai, pentru că au oștit pentru binele obștii. Așa spunea voievodul, dragi români, care nu vreți voi să-i lăsați peștea de-al de ținutul secuilor să aibă și ei o reprezentanță, că fură Ungaria Ardeal. Aici n-au furat Ardeal. Au stat cu fierul în mână lângă Mihai. Și atunci hai să ne liniștim puțin ca să vă arăt ce au făcut cu Ștefan cel Mare secuii ăștia. Defecți. Chiar că au fost defecți. Pauză de publicitate. Și dragii mei răzeși, cum îmi spune un simpatic interlocutor pe mail. Dragii mei răzeși, nu știu dacă, poate, cine știe, principele Mihai și-ar fi păstrat mai mult capul dacă în momentul ăla când și l-a pierdut ar fi avut secuii pe lângă el. În general, a avut mai mult valahi. Și pentru că veni vorba de valahi și că eu sunt sudist de aici, valah, ca și valahi, uite, ce m-am gândit să vă întreb. Știți unde erau secuii pe 10 ianuarie 1475? Băi, cred că nu știți, să vă spun eu. Băi, erau într-o situație. Știți povestea aia? Houston, we have a situation here. Adică aveau o situație la Vaslui, unde armata lui Ștefan cel Mare apăra creștinătatea, dragii mei români. S-au ciocnit de semilună. Și veneau ăia cu zecile de mii. Dar câteva mii de secui, luptători profesioniști, cu inima mare, au fost alături de Ștefan. Au oprit bulucul turcesc și au frânt cu semilună cu toți. Dar știi pe cine au mai frânt atunci?
i-au frânt pe Valahimă, că 17.000 erau în armata sultanului. Pentru că domnul țării românești, pe vremea când secuii țineau sabia în mână și apărau creștinătatea, domnul țării românești pupa papucul la sultan. Și eram 17.000 în armata Semilunii, ne loveam de Ștefan cel Mare la vasul lui. Și solul sultanului, știi ce îi spunea lui Ștefan cel Mare? Hai să vedeți, nu să vă vină să credeți. Dați-mi, vă rog, 61, sunt toată românii, cum stăm? Solia sultanului Mahomet! Tot de la comuniști citire. Solul sultanului. Marele Cozori, ia să vedem. Eu, Mahomet al doilea, fiul lui Murad, trimis al Allah pe pământ, domn al domnilor lumii, stăpân al tipelor omenești, rigă al rigilor, împărat de apus și de răsărit, cel ce binevoiește a da tihnă sau război lumii, către Ștefan, beiul de la Moldova. De data aceasta, să-mi aduci tu însuți tributul din ultimii 2 ani, așa după cum îl aduce domnul Valachiei, ca să putem avea încredere în prietenia ta. Îți poruncesc să-mi deschizi de-ndată porțile cetăților tale de la Marea, Chilia și Cetatea Albă. Te povățuim totodată să te desfaci de sfaturile vecinilor tăi. Sigur, mulțumesc, e suficient. Ale papei de la Roma. Deci, feiule Ștefan, vină tu haraciu, vină tu cu acel haraci, cum vin ăștia domnul Valachie. Dragii mei, nu știu acum cum o fi cu asta Casa Regiunilor a Ungariei. Dar am o veste foarte proastă sau foarte bună, depinde cum o luați. Bă, eu de secuii în armata sultanului n-am auzit. De Valahii, da. Chiar și de moldoveni. Sorry. Apropo de Europa.